Salut tuturor și bine v-ați la un nou episod din seara de The Escapist 2. De această dată ne jucăm Hard Prison Fort Tundra. Hai să vedem ce putem face. O să-i dăm acum New Game. Să pun aici și o să-i dau Start Game. Bine, vom vedea în ce stil o să încercăm să scăpăm un alt stil, dar dacă nu putem, vom încerca normal. Asta e acum. Nu știu cum aș putea să scap altcumva decât pe sub pământ. Eu așa am scăpat data trecută. Bun, let's see. That's a few bars. Bears. De cu câini văd deja asta. Keep you warm, ok. Down from there. S-a urcat cățelul să mănânce. Ok. Find the work. Ok. Ce bagă aia ni. Ok, aici, mă rog, ți arat locurile și chestii. Strong like a bear. E ceva norvegian, să zicem. Parcă erau cu urși. Ok. Oh shit, what the fuck? Pot să scap cu aia? Oare pot să scap cu mașina aia? Oh, ok. Ok, nu ave... Ok, Alex Desk, bam... Ce mai e legal? Asta nu știu ce. Ce asta? Roll call, deja? Ok, am un pământ. E, puteau doar să mă prezint, like, gata? Și deja pot să fac... să fac pe ciorditorul. Opening. Take. Nu știu dacă o să mai avem nevoie de altceva de aici. Ai Rafael? Serios? Chiar am văzut eu bine că ai Rafael sau... Zorchior? Da. Scrie ai Rafael. Gen... Rafael Desk, ok, da. Asta e pentru ăștia. Ok, ăsta stă aici. Dar am văzut ceva în partea aia și vreau să mă duc nici în zona asta, am văzut eu ceva. Nu știu mai exact cum ajung. Ok, zona asta e așa. Ok, exercise time, deja... Ok. E un cufăr acolo. Bun. Să ținem minte cuferele și astea. Data trecută cum am scăpat. Bă, ideea e că aici cam avem nevoie, deci o să mă duc, uite aici. Hai să facem... Bam. Dude, it's like super ciudat. Deja nu mai am energie, nice. Ok. Nu știu încotro. Încotro trebuie să mă duc. Ca să ajung la treaba aia și mi-e chiar. Am văzut o mașină, era undeva în zona, în partea asta din dreapta. Văd că se vede și cursorul. Dar nu știu exact unde. Luăm pe aici. Ok, asta nu pot să o deschid, pe asta nu pot să o deschid. Și aici nu pot să ajung, dar cred că aici nu verifică like nimeni sau ceva. Ok, aici dacă pot să ajung pot să opresc curentul, acolo mai e un cufăr, oh shit. Aici nu pot să intru. Ba da. Opening. Beautiful, da. Ok, nu e nimic. Mamă, dar cred că breakfast time-ul este departe. Sau? Gata, John-ule, acum. Alerg. N-au pe aici. Aici.
Să se bat aici, eu o să mă duc frumos și să-mi iau de mâncare. Ca să-mi refac energia, frumos. With no problems. Am văzut zona aia, mă băieți. Nu știu unde e zona aia mai exact. În bucătărie, job time. Nu prea să fac la job time, nu am un job. Încă și nici nu vreau să aplic pentru unul. Să vorbim cu tipul ăsta, să ne dea câțiva bănuți. Well, well, well. Gotta go. Interact. Not meant. Ești fix așa, era fain, dude. Ok, hai să... Reușesc să s-a înfundat. S-a înfundat țeava la băieți. Nu știu pe unde am putea să... Ce e? What the fuck? Nu mi-arată nimica. Poți să deschizi chestia asta? Trebuie să spun că da. Da. Ok, vedeți, sunt foarte multe cufere. Nu, hai să le lăsăm aici deocamdată. Și mă duc pe aici, frumos. Și ce e blocat. Ei, stai turn aici, deci nu prea am ce să faci. Mergem în partea asta atunci. No, e blocat peste tot. Cum am scăpat data trecută? Sau n-am apucat să scap? Nici nu mai știu dacă am apucat să scap de aici. Am zis că aveam o salvare, dar... Nu mai știu exact ce se întâmpla. Să nu încerc să ajung cumva cât mai aproape de zona aia, din stânga. Și cumva pe la bucătărie, dacă aș putea. În timpul unui job time sau ceva, să ies pe aici. Dar nu cred. What? Interact. Or, to get into the chicken. Deci. Or, lot man. Get into the chicken. At close it. Get a copy of a green key and getting a chicken. Ok, deci ci că e o zonă bună aici pe unde poți să sapi. Practic asta zice. Să facem rost de un green key și un green key nu prea știu de unde aș putea să facă rost. Dar... stai așa mă băieți că nu e așa că ne-am luat. Da. Ok. Și mi-a dat cu roll call. N-am ce să mi-am furat chestia asta, poate am pe unde să mă urc. Oricum, dar că nu sunt ilegale, nu are ce să mi le ia. Dar e ok. Stai așa să încerc să ajung, cum mai ajung eu la roll call în timp util. Nu am cum, presupun. Ba da. Ok. În același timp am mai văzut aici niște chestii, uite asta de exemplu. A, nu, cred că asta e doar pentru un manager. Looks like... No, enter. Ok, aici e cu căței, cu d-astea. Ok, dar în ce culoare de... De un polițai dacă aș putea să-l bat. Ar fi o chestie, dar... Au, mamă. Să am grijă că este e fans cu de-astea nebunii. Exercise time, am energie, nu e... Problema nu e de energie, deci nu avem. Dar se duce cam rapid, așa că... O să facem... Pa 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 spam! Știu că se aude nasol, știu că se aude nasol, îmi cer scuze, dar... Spam, boy! Go fitness! Așa, și s-a dus energia. Dar, tot n-a gândit-o.
Să vedem asta. Ok. Asta ok. Uite, bă, sunt foarte mulți care vând chestii. Trebuie să fie ceva item special care aș putea să-l craftez. Manicure kit. Ce dracu pot să fac cu manicure kit? Shower time, da, sunt deja aici. Asta. Outfit armored, bine, nu prea. Bine, aș putea să-l fac, asta n-ar fi o problemă. Mă uit și acum. Ești practic poți să-ți faci o armură sau ceva. Asta e infirmier outfit. Fake fence. Red key. Da. Uite aici, avem de un green key, dar de unde putem să facem rost de un green key? Aia e întrebarea, boșilor. Dacă, wow, ok. Free time, ok. Bun, deci încă o dată, eu am văzut mașina aia acolo. Vreau să văd exact ce se întâmplă și poate găsim și alte. Vreau să văd cum ajung la ea. Aia e întrebarea. Vreau să văd exact unde este chestia aia. Ok, aici e o zonă unde aș putea să ajung, dar... Dar de nu am cum să ajung. Da, deci e pentru 2 player. Push the button. Ceea ce nu e ok. Dar uite, aici e o zonă unde aș putea să încep să minez, pentru că probabil nu vine, nu vede lumea, știi, și pot să ies aici super rapid. Deci probabil o să încercăm treaba asta cu minatul fix aici în zona asta, dar să ținem minte. Mă rog, o să încercăm, vedem dacă se vede, dacă nu... Dar nu e ok. Avem free time acum în continuare. Putea să nu mai ciurdez de la băieții ăștia câte ceva. Ok, n-am. Asta e Rafael? Nu. S-a părut că l-am văzut. În zona asta, ia să vedem ce e aici în zona asta. Pe aici se intră. Mm-hmm. Aici nu se poate intra, deci nu știu ce e aici. Bine, dacă te chinui puțin, probabil se poate intra, dar... Cum eu nu mai chinuit și probabil, da, tocmai ce am răguit în... Uite ce un desk. Bine, ha, ca ai și cum să intri. Bă, la vizitatori, ai vreun vizitator? Ok, da, chiar am. Let's... Asta e? What is going? Been using... Move that. Escape. Till next time. Ok, mi-a dat un milk. Ok, deci probabil pot să vin în timpul... Asta am primit un milk. Ok, hai să studiem puțin, că trebuie să avem și intelect ca să putem evada. Și mă rog, ca să ne luăm un job eventual. Pare că treaba asta cu intelectul crește cam greu. Învățați copii, e important să învățați. Zonul aia. Bine, sper că fac măcar 40. Hai că... Coboară și mi-a. Da, fuck, nu cred că e o problemă. Bine, dacă nu mă cheamă fix acum. Dinner time. Ok, deci ce avem cina și probabil intrăm la somn. Da. Deci... Cam asta e. Nu vezi. Că eu să-mi iau să mănânc. Vă zic doar de pe acum, doar pentru... Nu, no, am serios? Asta mă stau și eu undeva. Hai zi-mă, băi, se pune ăștia repede în fața mea. Phone in mind.
Dude, what the fuck is wrong with you? Oh, oh, oh. Okay. Nu prea ai cum să te pui, că e job time, ok? Am mai crescut intelectul puțin, deci posibil să... să putem să... Ia uite, uite ce vine, uite! Upseeker? You are pathetic, haide! You bore me. Got it, I was right. Man, dați-i ce bun îți bătă. Nu vreau painting, dude! Trebuie 50 și 80. Ok. Asta o să fac. Stai, și în chicken? În kitchen, pardon. Canyons, blacksmiths. Ok, deci îmi trebuie 50 și 80. Ok. Avem întreg deja 40, mă băieți. Asta nu va fi o problemă, dar hai să vedem până să încheie ziua, dacă mai apucăm să mergem la sală. Deja m-am pierdut pe harta asta, da? Ai, nu, uite aici. Ok, deja am pierdut. Hai că mișto pe... Dude, de ce mi le dai acolo? Like, cum aș putea? Deci se face greu, rău. Cât am? Cât am făcut la forță? 50? Zicea 50 intelect? Sau invers? Rockhammer, hard place. Makeshift, stun gun. Super show. Escape tick, rockhammer, hard place. Ok, stai așa că nu mai știu la job time ce scria. La blacksmith. 50, ok, și 80. 50 strength avem, să facem intelect foarte mult, vezi, dar probabil o să facem în episodul următor. Că nu mai avem energie oricum acum, deci nu avem ce face. Bă, dar știi, se bat non-stop de like-ul. No. Ok, nothing. Nothing can help me. It's like info. Uite, și aici e info. Interact. Ah, este security level. Hello. Where's my home? Boy, here. Hai să vedem dacă au băieți ăștia ceva pe aici. Ceva bun. Așa de final de zi. Ho, ho. Uite ce au băieții mei pe aici. Ce se face seara, cred. One look. No. Roll call. Oh shit, dude. Așa. Așa, m-am prezentat la roll call, nu am treabă. Ok, nu mai am unde să le pun. Să le pun aici. Bă, nu știi când o să ai nevoie de astea, deci o să le craftez acum. Așa, chit că sunt ilegale. Asta nu știu dacă o să am nevoie, așa că o să pun gen așa. Duct tape, na. No, deci cred că urmează sleep day. Sleep day asta. Nu-mi vine, cum îi zice. Chiar nu-mi vine. Ok, it's about, get the kills, kills me. Ok. Probabil posibil să ne bage la somn acum, cel mai probabil. Da, lights out. Da, uite, cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut și mai aveți episoade din The Escapist 2, nu uitați să dați butonul de like, să dați un share pe Facebook, pe Instagram sau verbal, așa cum îmi place mie să zic, adică din persoană în persoană. Și dați de grupul de Discord din descriere, unde primiți notificare de fiecare dată când postez un clip nou, de Instagram-ul meu, unde mai puteți vedeți o poză cu mine dacă mai postez ceva și eventual când mai fac live, mai anunț. Și cam asta a fost, eu am fost Lars, iar noi ne auzim data viitoare. Ciao, bă! Pa, pa!